used to do. No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? Bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Sunt aici cu Ana, tata în spate. V-am vorbit în clipurile trecute că avem un safir. Sau că o să-l avem cam un safir, numai ce a ajuns din România. Acum o săptămână, numai ce a ajuns. Și astăzi am plecat, de fapt suntem plecați de ieri, dar v-am luat cu noi în Cincinnati. Avem mai fost în zona asta până acum. Cred că am traversat-o când am mers cu camionul sau când am mers spre Florida. Cu camionul am mai trecut pe aici. Dar oricum e pentru prima dată și un pic ciudat că orașul e pus cumva în graniță și nu înțelegem că odată treci în Ohio, odată treci în Kentucky. Odată ești în Indiana. Da, e foarte confuz. Aici Cincinnati e chiar pe vama dintre cele trei state. De ce am venit aici? Avem un scop anume pe care vrem să-l marcăm. Astăzi avem așa câteva obiective. Acum de dimineață mergem la Creation Museum, Muzeul Creației, care se promite a fi foarte interesant, și după vrem să mergem puțin și în centrul orașului și să sperăm că vedem un târg de Crăciun, că dacă tot n-am ajuns în Chicago să vedem târgul, măcar să-l vedem pe cel din Cincinnati. Mă gândesc că nu o să fie ceva foarte, foarte mare, nu știu care-i, trebuie să ne uităm pe internet să vedem câți locuitori sunt în Cincinnati, dar oricum nu se apropie de mărimea orașului Chicago, dar din ce am văzut pe internet e un oraș foarte, foarte frumos. Treaba este că, fiind tot în America, tradiția se păstrează. Am văzut casele împodobite și aici, la fel ca în Chicago. Toate la fel. Da. Tati, cum ți se pare prima săptămână de America? O experiență nouă. Mă bucur că la vârsta asta am reușit să ajung în America, ceea ce n-am visat niciodată. Și acum, de curiozitățile mă fac să fiu mereu atent, deși s-o obosit încă după o săptămână, pentru că se pare că fusul oral și ceasul biologic a noastră, a europenilor, e puțin diferit față de americani. Deocamdată nu mă pot pronunța mai mult, pentru că am văzut deja mult și tot ce am văzut rămâne în curs de procesare, să înțeleg diferențele. Mulțumesc copiilor pentru că m-au invitat și mulțumesc la Dumnezeu că am ajuns aici cu bine și poate că o să mă îndrăgostesc de America, nu știu deocamdată. Deocamdată încă nu mă pronunț, e bine așa cum e. Așa, iar celor care îi vizualizați pe copiii mei pe acolo, vă doresc la toți multă sănătate și mulțumesc că sunteți împreună cu ei și îi încurajați multe împrejurări și asta e un lucru foarte bun, pentru că indiferent cum mai fi, ești pe un pământ străin și e nevoie de cineva care să-l simți aproape ca o proptă în orice împrejurare. Așa că mulțumesc tuturor în numele lor și vă doresc multă sănătate. Bun, am auzit și părerea lui tata din început. O să rămână cu noi și o să mai auziți alte păreri din punctul dumnealui de vedere. Poate facem un live peste vreo săptămână. Dacă sunteți interesați și atunci avem timp să vorbim. Așa, pe vreți să auziți păreri, pregătiți întrebări și dacă facem live-ul, o să le dăm drumul. Acolo nu suntem constrânși de o limită de timp. Putem să stăm la povești o oră, două, nu contează. Așa. Hai să pornim, că suntem curioși să vedem Cincinnati și Creation Museum și toată povestea asta ce facem astăzi. So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in Am plecat de la frigul din Chicago, probabil că ați văzut, acum câteva zile am pus un short de vă ziceam că erau minus 10 grade, au fost și minus 11 grade pe timp de zi și acum ce bine că în zona asta sunt 10-11 grade, cel puțin așa o să fie astăzi și mâine, cât timp stăm noi aici, așa că e mai bine, nu trebuie să purtăm atâtea straturi pe noi. Eu nu-ți conduce data asta, dar să știți că eu mi-am făcut partea. Și când am venit în coace de la Chicago la Cincinnati, am făcut 4 ore 40, dar și eu am condus jumătate de drum, deci... Partea ușoară a condus-o Ana. E o zonă colinară, ne-au lipsit colinele și munții. N-avem munți, dar avem coline, cel puțin aici. Drumul merge sus, jos, mai avem 18 minute până la prima atracție și o să ajungem
exact în timp ca să ne bucurăm de tot ce ne poate oferi. Am ajuns, am intrat. Apropo, parcarea este $19, dar dacă vreți să vizitați și Arca împreună, se face un combo și vine 30, deci economisiți câțiva dolari. Dar aici e parcarea. Sunt și construcții în clipa asta, deci tot felul de dezvoltări pe aici, tot mai adaugă băieții de la muzeu, încă câteva exponate interesante lângă. Am ajuns la Creation Museum, suntem nerăbdători să vedem ce ne așteaptă înăuntru. Haideți cu mine, grăbiți-vă și rămâneți pe canal ca să vedeți niște lucruri uimitoare pe ziua de astăzi. Aici este centru de primire, probabil că de aici poți să iei biletele. Noi l-am luat online, deci se pot lua și online și probabil de aici. Și vă spun că puteți să economisiți ceva din prețul biletului luând și la Arca. Dar o să vă lăsăm aici informațiile cât costă și care-i treaba ca să vă faceți o impresie. Exact ca la orice atracție din zona civilizată, găsim o hartă, o hartă foarte grafică și atât pe parte cât și pe cealaltă avem traseul pe care îl vom face. Deci o să intrăm în direcția asta, o să facem o tură pe aici și se vede că start here. Asta e punctul de plecare. Dacă ne uităm pe partea asta altă, aici e parcarea, pe aici am intrat, aici suntem în clipa asta și avem tot muzeul, se vede mare, mare în partea din față. Avem și o grădină zoologică, grădină botanică. De precizat că au și Christmas Town, deci seara tot ce vedeți aici în jurul meu se luminează cu mii de luminițe și doamna de la intrare ne spunea că cred că o să stați toată ziua aici, pentru că avem și restaurant și seara e spectacol și au muzică. Sper să ne auziți bine, avem o muzică de fundal, boxe în fiecare stâlp puse cu o stare de sărbătoare. Luminițe peste tot, nu sunt aprinse că e la amiază, încă dimineață, dar e impresionant ce frumos e parcul făcut, cu o vălicică, cu o apă curgătoare, acolo ceva lac, dinozauri peste tot, tot felul de dinozauri, pentru că vorbim de Muzeul Creației și trebuie să ne așteptăm la tot felul de figurine din trecut până în prezent. Am intrat înăuntru și uite ce fain aici pe stânga, poți să-ți lași hainele și aici deja avem informații pe ce cale trebuie să o luăm. Peretele ăsta splendid, care sunt curioasă să văd din ce e făcut. Da, exact cum o gândeam. Să nu credeți că e piatră, dar oricum e foarte, foarte frumos. Și am intrat în miezul problemei, e uimitor cât de frumos s-a făcut totul aici, cât de faine sunt exponatele, oamenii, animăluțele, dinozaurii care vor să arate că astea erau la început, chiar după creație probabil. Nu? Mi se pare impresionant genul ăsta de exponate care se mișcă. Sunt tot mai des acum întâlnite în muzee și e foarte, foarte interesant mișcarea. Cu oamenii și au și sunete, asta e interesant. Începutul vieții pe pământ, în care vedem mai niște copii, niște oameni care sigur că sunt în mișcare și prima ocupație a omului de pe pământ a fost de fapt vânătoarea. Se vede că ei încep să vânează pești, jos sunt peștii care sunt vii, iar sus sunt copiii care se mișcă și au niște instrumente acolo primitive cu care se vânează pești.
Cred că e una dintre ocupațiile de bază a primitivismului uman pe pământ. Intrare, ni se prezintă întrebările pe care ei le abordează aici în muzeu și uite aici o parte din întrebări. Dacă într-adevăr a fost un potop, dacă dinozauri au trăit împreună cu oamenii. Și aici este intrarea în principala zonă cu exponate și după cum vedeți avem parte de exponate de tot felul și foarte tehnologizate, dar și cele mai pe tradițional, cum ați văzut mai devreme. Greatest distinction between apes and humans Până acum e foarte interesant muzeul, are așa o poveste prin care tot umbli și afli cât mai multe informații, cât mai multe dovezi. E o combinație așa dintre artă, tehnologie, informație. Mi se pare că e surprins destul de interesant totul și aici a fost o zonă așa mai informativă, mai întunecată și acum intrăm în zona cărții Geneza. To see what he would call Earth, and whatsoever Adam called every living creature. It is not good. Suntem în perioada în care animalele încă se iubeau unele cu altele. Avem și ursuleți care pășteau iarbă și nu aveau de gând să mănânce nicio căpriță. Avem tot felul de animăluțe prădătoare și mai puțin prădătoare, toate împreună, vegetând, bucurându-se de o grădină superbă. Și ăsta e un loc care merită vizitat în orice condiții, cu ții copilașii, vii un weekend în Ohio, sau vii aici unde suntem noi, în Kentucky, practic, și vezi grădina Edenului, vezi Muzeul Creației și mai departe încă mai sunt lucruri de văzut. Pe lângă partea vizuală, toate sunt completate la un nivel inimaginabil. Sunet, imagine, detalii foarte multe pe pereți despre comparația între evoluționism, comparația între creaționism, dovezile creației, dovezile evoluției. Cei care au făcut muzeul ăsta nu au vrut să fie, să încline doar într-o direcție. Au vrut să pună dovezile pe masă din ambele părți și să-ți lase ție varianta de a alege și de a înțelege care e adevărul. Și dacă ai dubii încă, dacă vii din partea evoluționară a lumii sau din partea creată, poți să vii aici și o să găsești foarte multe dovezi care să te convingă de unde faci parte, de fapt. În primul rând, e impresionantă investiția teribilă, care nu poate fi făcută decât un stat care are potențial economic extraordinar. Deci, în prima dată vorbim despre o chestie economică aici, la ceea ce vedem. A doua oară vedem despre o documentație extraordinar de bine pusă la punct în ce privește creația. E de la luat de la primele cuvinte rostite probabil de om împreună cu creatorul lui și până la ce am parcurs noi până acum, până într-un moment în care regăsim o atmosferă într-adevăr de dorit, pace, liniște, deosăvârșită, vegetație luxuriantă, tot ce e mai frumos pe pământ, pentru om, ca omul să trăiască bine. Am ajuns în sfârșit la capitolul cu Arca lui Noe și e interesant că cumva ne ridică apetitul pentru ziua de mâine, când o să vizităm pe cea în mărime naturală reprodusă. Dar oricum, chiar și aici e impresionant cum o prezintă. A, de fapt, uite acolo pe ecran, arată cum au construit-o pe cea la care mergem mâine.
dacă ați dat click pe video ăsta și ați rămas cu noi până aici, vă promitem că e un clip superb și ce va urma după el o să fie și mai și, așa că urmăriți-ne până la capăt. Sunt lucruri foarte importante, sunt lucruri care fac parte din istoria omenirii și sunt lucruri care sunt adunate toate în două muzee, foarte interesante, foarte bine structurate, clădite, documentate, lucruri pe care vrei să le vezi și vrei odată în viață să ajungi să le vezi personal. Și impresionant că ele sunt toate unul lângă altul, nu sunt la distanțe foarte mari între ele și poți să le bifezi pe amândouă dintr-o lovitură. Ca să înțelegeți, Arca lui Noe este cea mai mare construcție din lemn de pe pământ. Dacă Pentagonul și, eu știu, Palatul Parlamentului sunt niște construcții imense de care se știe deja, Arca lui Noe este cea mai mare construcție de lemn de pe pământ. Asta se spune despre ea. Așa că de-abia aștept și eu să o văd mâine. Rămâneți cu noi! Vedeți și pe mine la față, că până acum am tot filmat, sunt super fascinată de cum e făcut muzeul, mi se pare foarte, foarte interactiv. Cred că e pentru toate vârstele, și cei mici o să găsească lucruri interesante și captivante, și cei mari. Și acum am ajuns în partea asta cu dinozaurii, cred că ăștia sunt făcuți ceva mai realistic puțin, comparativ cu ce am văzut mai devreme, în schimb ăștia nu se mișcă, deci nu poți să le ai pe ambele, văd că, dar aici avem o fosilă reală pe care putem să o atingem. Cred că e dată cu ceva totuși, că nu simți textura adevărată, dar oricum interesant că o poți atinge, că de obicei exponatele n-ai acces la ele. Și asta a fost găsită în Teton County, în Montana. I can feel the tail over here. Uite, dacă sunteți curioși de prețuri, o cafea, $4.50, un cappuccino, un latte, 4.50. No. Am ieșit din muzeu și vrem să ne plimbăm puțin prin grădina botanică, doar că între timp s-a răcorit afară, așa că ne întoarcem la mașină să-mi iau și eu geaca, o căciulă, că eu sunt puțin cam tare răcită și n-aș vrea să risc. Dar când am ajuns, era destul de cald afară și uite, deja încep să se vadă luminițele, pentru că se înserează. Da. Mergem să ne îmbrăcăm corespunzător. Și apoi o să ne plimbăm puțin prin grădina botanică și pe la grădina zoologică, care mă aștept să fie de dimensiuni mici, dar oricum, da, sunt încântată. Așa la cald, că să zicem și o părere despre muzeu, după mine are nota, aș spune undeva la un 9, nu e muzeul meu preferat, dar oricum e acolo în top. Mi-a plăcut foarte mult. E un muzeu plin de informații, un muzeu care necesită timp și studiu, și pe care nu poți să-l înțelegi dacă nu ai un istoric în spate sau dacă nu ești dedicat, dacă nu dorești să descoperi multe lucruri și atunci vii cu carnețelul și notezi, pentru că aici sunt, de fapt e un muzeu, aș zice, bibliotecă. Da, cuprinde tot. Da, de când intri în el găsești informații, istorie, foarte multă istorie, puse în diferite ipostaze, și prezentate așa cât se poate de interactiv, cu sunet pe fundal, cu lumini scăzute sau e mai luminoasă, camera e mai întunecată, știe să te bagi așa într-o poveste și asta mi-a plăcut, că nu e deloc plictisitor. Da. Și dacă tu îi dai 9 și ceva, eu nu-i dau notă pentru că nu, e unic. E unic și e greu ca să-i dau o notă pentru că
nu mai pot să-l compar cu altceva. Eu le dau 9 și ceva ca să mai fie loc acolo să mai facă. În general, să știți că muzeele în America, în special astea care nu sunt foarte vechi, cum ar fi Muzeul de Istorie în Chicago, care are un renume în spate, în general, muzeele astea noi, ele se tot dezvoltă peste ani. Deci s-ar putea ca muzeul ăsta în 15 ani să mai aibă încă 4 atracții pe lângă. Așa funcționează astea ce apar noi, odată ce vine profitul, îl reinvestesc și mai adaugă câte ceva la el. Pentru că populația țării e de vreo 350 de milioane, plus turiștii care vin, probabil nu trec toți pe aici, dar ideea e că dacă ai venit odată, de ce ai mai venit? Da, și atunci trebuie să mai adaugi ca să fie motive. Și se ocupă de chestia asta, da, ca să mai vii. Mm-hmm. Și îți creează, îți dau condiții. Am văzut construind ceva în partea din stânga noastră, vorbeau de o grădină zoologică, o grădină botanică. Toată curtea asta e plină de luminițe pentru că e perioada sărbătorilor. Tot fundalul și muzica, tot ce se aude acum e pregătit pentru sărbători, dar probabil că cu fiecare ocazie, fiecare sărbătoare se schimbă puțin decorul și se pregătește. Dacă o fi Ziua Națională a Americii, o să fie alte culori, alte pregătiri. Sigur, da. Da. Asta a fost părerea noastră, cald, mergem la mașină să ne îmbrăcăm și apoi venim să ne mai plimbăm, că acum încep să se vadă luminițele și vă arătăm și vouă luminițele din grădina botanică. Take all of them. One for you. Ooh, one for you. Oh. Thank you. Este ora 5, de fapt nu, este 6.07, este ora 5 în Chicago, Cincinnati e cu o oră în față și tocmai de asta sunt foarte șmecheri pentru că la ei se întunecă mai târziu decât la noi în Chicago. La noi în Chicago apune la 4.20 și aici apune la 5.20, deci câștigă o oră de fapt de lumină. E ora mutată o oră, dar soarele nu s-a mutat chiar o oră. Probabil că în New York simți diferența de soare, dar aici e câștig, așa cum zici tu. Da. Ne-am făcut odihna de după masă, după vizita ce am făcut-o în muzeu, așa că suntem odihniți, ochii întinși, pregătiți pentru o nouă aventură, așa cum v-am promis, astăzi o să vedeți o parte și a doua parte, acum urmează a doua parte, orașul Cincinnati. Mergem să vedem cum e împodobit de sărbători, dacă au ceva târg de Crăciun, poate gustăm și noi ceva dulce pe acolo, vedem dacă au vreun zgârie nor, ceva vreo clădire care să ne atragă atenția, nu știm foarte multe despre oraș. Mi-l închipui așa ca și Milwaukee, poate? Așa cred și eu. Am văzut doar ceva poze și știu că foarte interesant e un pod, dar nu știu dacă trecem pe el, dar e așa, în toate pozele apare podul respectiv. Acum mergem să și descoperim. Eu am văzut un punct cheie din care poți să vezi orașul noaptea foarte bine și în drumul nostru, unde urci într-un parc și de acolo ai vedere peste oraș și aia e interesant. Spune-mi, drăguța mea, unde te-am adus? Am ajuns la prima oprire. Mi-a zis Ionuț că trebuie să vedem ceva înainte să mergem la decorațiuni și la luminițe și așa mai departe și am ajuns aici sus pe o colină, ni s-au înfundat și desfundat urechile de câteva ori și ia priviți aici minunăția asta de peisaj, de imagine, e splendid. Mi-ar plăcea ca Chicago să aibă și el un punct așa înalt de unde să poți vedea așa orașul, pentru că Chicago fiind mult mai mare decât Cincinnati, Cincinnati are 300.000 de locuitori, Chicago e mult mai bogat în zgârie nori.
Și tare mi-ar plăcea să-l văd așa de sus, pentru că ia priviți cât e de spectaculos Cincinnati, care e un orășel micuț, dar e superb văzut așa de sus, de la înălțime. E ceva între Timișoara și Arad. Da. Foarte, foarte frumos. Arad are 200 și ceva de mii. Și uite acolo, cred că e podul ăla. Vezi? Podul ăla de acolo despre care mă gândeam da. Eu. Cred că l-am văzut în câteva poze și acolo zgârie norii. Foarte, foarte frumos. Îmi place la nebunie, îmi place pentru că avem dealuri, nu pot să spun că avem munți, dar avem dealuri aici și cel puțin poți să stai pe iarbă verde și să te uiți peste oraș, acolo e nebunie, acolo lumea aleargă pentru că se pregătește de sărbătoare, dar tu poți dai să meditezi. Dai seama ce drăguț e aici pe timp de vară, să vii cu o păturică da. Și să faci un picnic? Cred că e plin de oameni pe timp de vară în probabil. Zona asta. Sunt curios, cum arată ziua. Dar noaptea arată foarte bine. Văd acolo o construcție interesantă. Sunt foarte curios să văd ce e. E un hotel, e o lucrare arhitecturală. Mi se pare un ceva tare interesant. Găunos, dar în același timp creat cu stil. Dar culorile orașului sunt foarte învietoare. Tipic oraș american. Am ajuns și e super, super drăguț. Nu-i neapărat un târg așa cum vă imaginați voi. V-am mai spus eu că nu e neapărat o tradiție americană treaba cu târgurile. În Chicago, într-adevăr, sunt două târguri, dar nici alea nu sunt mari. Dar e, de fapt, aici o locație unde oamenii se uită la meci. Sunt și câteva locuri unde poți să-ți cumperi suveniruri. Și toată lumea stă. Vedeți câtă activitate e în spatele meu. Deși este o seară de joi. E un fel de piață, da. Am plătit... costă $4 pe oră, dacă stai 2 ore sunt $7 parcarea și suntem în centrul orașului, aici un brăduț gigant lângă noi și toți pomii împodobiți lângă, aici e o fabrică de bere de fapt, probabil au tot felul de alcooluri produse local, mă gândesc, nu știu, n-am verificat, dar e foarte, foarte drăguț. Observi niște lucruri pe care tu nu le-ai observat pentru că sunt în spatele tău? A, igluri! Sunt igluri și... primul pe care îl văd e clasa S Lounge, adică e Mercedes S, S-Class. Dar oare ce se întâmplă înăuntru acolo? Poți să al rezerv, mă gândesc. Probabil. Foarte drăguț. Nu știu dacă și fiecare... ceva ce tu nu ai observat, acolo în spatele meu ia este topogan din gheață pentru wow. copii. Bănesc pentru copii, că e cam mic pentru adulți, dar e foarte tare. Și aici foc. Uite ce aici avem un brăduț în toată splendoarea lui. E, nu-i chiar brăduț, e prad. Păi și merge și merge și merge și merge și nu se mai termină. Foarte, foarte drăguț, îmi place. Se vede cum iese aburul din el, ce drăguț. Tree while my sister and me are writing verses and rhymes. Soon they will be here, same as every year. Everyone wants home. Okay, dubla 10. În acest cadru festiv cu cănuța din dotare, suvenir, le-am bifat pe toate din Cincinnati. Încheiem și noi acest vlog care prezicem că o să fie destul de lung. După doar gândindu-ne la gândul de câte ori am apăsat pe rec,
pe mine deja mă ia cu durere de inimă, că știu cât că tot să am la montat. Dar sperăm că v-a plăcut aceste imagini din Cincinnati, de la muzeu, și să rămâneți cu noi în continuare, că mai vine un vlog de aici din locație și apoi ne întoarcem acasă în Chicago. Nouă ne-a plăcut, sper că v-a plăcut și vouă. Și dacă v-a plăcut, dați un mare like și rămâneți cu noi pentru clipuri senzaționale, clipuri frumoase, clipuri naturale pe care noi le facem aici pentru voi. Recomandăm și Muzeul Creației și orașul. E foarte, foarte frumos. Nu e un oraș spectaculos, așa, cu multe clădiri, dar văd că atmosfera oamenilor e faină și, nu știu, are așa un aer fain orașul, destul de curățel. Și ați văzut, viewpoint-ul ăla de sus, de acolo, neapărat, e musai, dacă veniți aici, să vă urcați acolo sus și să vedeți orașul de sus, că e magic. Ne pregătim de un an nou și noi vă urăm un an nou fericit, acum la final de vlog, dar o să mai aveți încă câteva anuri noi fericite din partea noastră până la anul nou propriu zis. Dar noi vă urăm oricum, că și voi ne urați tot timpul toate cele bune și vă dorim multă sănătate și multe binecuvântări la anul. V-am pupat și ne auzim cât de curând. Pa, pa! Bye, 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 bye! Cheers!